niciun gând dumnezeiesc, nicio vorbă dumnezeiască. În jurul lui este totul demonic. În jurul lui sunt draci și oameni care seamănă cu dracii. Așa după cum Biblia spune, când vom ajunge și va veni Domnul Isus și ne va lua la El, vom fi ca El. Vom avea acea înfățișare de slavă a cerului. Oamenii care ajung în iad au înfățișarea aceea a iadului demonică. Nu vei mai auzi nicio vorbă bună. Nu vei mai auzi niciun, niciun cuvânt de mângâiere. Tot ce este în iad este ură. Tot ce este în iad este demonic. Tot ce este în iad este de -o hidoșenie și de o, -o grozavie care trebuie să ne înfioare. Dar Biblia ne spune că locul acela în care vor lipsi total binecuvântările lui Dumnezeu va fi locul chinului. Și când descrie chinul, Biblia folosește două imagini. Focul care nu se stinge și viermele care nu moare. Chinul acela care arde un foc continuu e greu de experimentat, măcar imagistic. Să ne imaginăm ce înseamnă. Ați văzut recent o femeie care, datorită faptului că a luat foc blocul, ați văzut ce a făcut. A sărit. De la etaj, de ce? Ca să nu ardă focul. Ați auzit de oameni care au fost arși 20%, 40%, 60% din corp, din suprafața corpului. În iad, absolut totul arde. Este arsură 100%. Și este un foc nu de un minut, de 5 minute, de 10 minute, de o jumătate de oră, ci Biblia spune este un foc care nu se stinge. Mergeți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. E un foc care arde și care arde în continuu, dar nu este o ardere care te topește, te termină.